Noi ne bucurăm foarte mult că am putut atrece acest al cincelea program de investiții, dar și ăsta are, trebuie să recunosc, anumite limitări. El a pornit de la niște obiective foarte ambițioase, concurente cu acele obiective de, prevăzute în capitolul de mediu al tratatului de aderare, respectiv toate localitățile rurale cu mai mult de 50 de locuitori, apă. Toate 50 de locuitori. Iată. Asta a fost obiectivul ultimului program înainte de termenul prevăzut în capitolul de mediu. Deci toate localitățile cu mai mult de 50 de locuitori, apă. Toate aglomerările rurale, un concept foarte interesant, acest aglomerări rurale, cu mai mult de 2000 de locuitori, apă, canalizare și stații de epurare. Ei, așa a pornit programul, așa am pornit noi să întocmim aplicația de finanțare acum destul de mulți ani, din păcate. Programul este 2014-2020, suntem în 2018 și nici n-a început încă. La nivel național este decalat N plus 3. Ei, și după aceea au venit niște precizări suplimentare. Da, 50 de locuitori apă, dacă îndeplinesc și criteriul de valoare investiție per număr de locuitori. Astfel încât a trebuit să eliminăm acele localități unde introducerea apei prin acest program era mai scumpă de 1000 de euro pe cap de locuitor. Respectiv, în cazul canalizării, de 2000 de euro per cap de locuitori la introducere de canalizare și stație de epurare. Însăși, definirea conceptului de aglomerare rurală a impus niște restricții. Bun, dar asta nu mai depinde de noi. Noi am adus probabil din nou ceea ce probabil va fi cea mai mare finanțare pe POIM din operatorii din România și sperăm să ținem cont de capcanele pe care le cunoaștem cu toții privind sistemul de achiziții publice, acest contract, acest program se va concretiza în 30 plus contracte, da? Prin licitație publică internațională și știm ce înseamnă astea la noi.